Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Viața Gorjului de astăzi și invitatul meu este un primar, dragi telespectatori, care conduce o comunitate de 10 ani și jumătate. Bună seara, domnule primar! Domnul Vasile Gogălnicianu, primarul Comunei Turcinești. Bine ați venit pe la noi anul ăsta! Aveți 10 ani și jumătate de mandat. Da, de mandat de primar. De primar, pentru că în primărie lucrați de? 40. De 40 de ani. Ce ați lucrat înainte, domnul primar, în primărie? Să știe și de toate, mai puțin contabil. Agent agricol, tehnician, urbanism, secretar. Secretar o perioadă. De fapt, secretar am ținut locul secretarului întotdeauna. Urbanism, asistent social. Da, acum aveți secretar? Da, acum pot să spun că am și o primărie completă. Da. Deci am aproape tot personalul. Poate eu știu urbanismul, dar mă descurc cu cel de la cadastru. Da. Da. V-am invitat, domnule primar, să vorbim despre anul 2015, care, iată, s-a înființat aici la noi și aș vrea să vă întreb, aveți deja bugetul stabilit, bugetul local și proiectele pe fonduri atrase. Vreau să știu, în special investițiile, că acele cheltuieli de funcționare, oamenii nu le simt. Ei simt când se face o investiție. La bugetul încă nu l-am aprobat, așteptăm să ne vină cifre. Structurat. Da, l-am structurat, cam știm despre ce este vorba. De fapt, ce facem noi, obiectivele pentru anul 2015, nu țin foarte mult de bugetul local. Deci, în 2014, ca să o luăm așa cu ce am încheiat, am încheiat niște investiții, le-am dus la bun sfârșit niște investiții pe care le-am început. Le-am realizat foarte greu din cauza birocrației, nu din cauza părții tehnice a construcției. Am asfaltat 3 uliți care erau foarte necesare, am făcut 2 extinderi de rețele electrice, de fapt am făcut și pe a treia la sfârșitul anului. Am făcut, mai avem în curs, dar acii distrigazul percutează foarte greu și deși noi am pus partea noastră de cofinanțare de 90% și dânsi 10%, am virat banii de peste una jumate și nici până în prezent n-au venit să facă lucrarea. Și astăzi am discutat cu dânsii și a spus că acum oricum este iarnă și nu poate, dar mă gândesc că în primăvară să o realizeze. Pentru 2015, cea mai importantă lucrare a mea este canalizarea comunii. Deci, în acești 10 ani care au trecut până acum, de fapt, nu chiar în toți 10, din al doilea mandat am început acțiunea mai mult cu alimentarea cu apă, care mi-a adus multe cântece, multe de tot. Apropo de alimentarea cu apă, care a devenit un exemplu de problemă la o localitate politică, din păcate. A văzut și s-a convins toți oamenii că a fost o problemă politică, pentru că am luptat și am demonstrat că apa este bună, alimentarea este bună, apa este foarte bună și funcționează. Deci am predat-o, sunt... Ați predat lucrarea, am predat sistemul de alimentare cu apă la APA Regio, sunt membru la ADIA, sunt singura comună cu apa predată și sunt membru în ADIA și noi practic aparținem de oraș cu apa. Deci suntem în același regim ca orașul. Dar vreau să vă întreb, bine, vorbim acum la mult timp în urmă după ce s-a întâmplat, dar noi n-am mai făcut emisiuni cu dumneavoastră de un an aproximativ. Și vreau să reamintim sau să spunem celor care nu știu, s-a făcut în sfârșit recepția lucrării alimentare cu apă? S-a făcut, dar... Că știu că ați avut de nu știu câte ani ori. Doi ani a durat. S-a făcut recepția, s-a anulat recepția. Dar în toată această perioadă apa a funcționat. Da, dar nu era încă declarată potabilă. Nici acum, cred că cei care m-au acuzat cu potabilitatea asta, ei nici acum, deși le-am explicat de 10 de ori ce înseamnă potabilitate, ei n-au înțeles ce înseamnă apă potabilă. Bine, dar aveți hârtia că e potabilă. Avem hârtia. Asta contează, da. Până la urmă. Bun, deci ați terminat cu apa, ați și am terminat cu apa, acum, vedeți, acum un lucru foarte important, care normal în legislația noastră este legată apa de canal, pentru că nu poți să ai apă în casă dacă n-ai și canal. Am demarat, de fapt, de mult, din 2008, am făcut un studiu de fezabilitate pe banii primăriei, destul de mult, 1.600.000, un studiu de fezabilitate pentru canalizare. Am făcut-o în SEAP.
Care, după câte știu, era și obligatoriu, pentru că altfel nu puteați accesa fonduri pentru apă. Nu, se putea, dar nu puteam să... Nu, se putea accesa fonduri pentru... Cu condiția că veți face și canalizare. Bine, asta era, dar dacă nu ai bani, nu poți să o faci. Dar eu am gândit-o din 2008, am făcut studiu. În 2011 am depus la Ministerul Mediului proiectul pentru a accesa fonduri pe fondul mediu pentru canalizare. Tot din motive politice, în 2012... au acționat, deși au fost niște oameni politici, știți foarte bine că dumneavoastră i-ați prins cu minciuna, și mi-au tăiat acest proiect. Pentru că se plângeau și le era teamă cum să fac eu canalizare în 2012 ca să mă iau un mandat. Luați un mandat. Da, l-am luat și fără canalizare. Da. O să vă întrerup puțin să spun telespectatorilor, deși este și afișat 0766314582 pentru locuitorii din Turcinești care doresc să afle informații în afară de ce ne povestește domnul primar, și pentru alții telespectatori care doresc să adreseze întrebări sau să vină cu sugestii pentru comunitatea din Turcinești. Vă rog, domnule primar, să continuați. Da, scuze că v-am întrebat. Acest proiect l-am depus, deci mi s-a respins. Anul trecut am depus din nou acest proiect la Ministerul Dezvoltării. Am făcut reactualizarea lui. Am avut un noroc foarte mare pentru că studiul de fezabilitate l-am făcut în SEAP, l-am publicat în SEAP și l-am făcut cu o firmă foarte bună din Timișoara. Chiar dacă poate eu atunci, la momentul acela, aș fi vrut să am o firmă din Târgu Jiu, că mă gândeam mai ușor să lucrez cu un proiectant din Târgu Jiu decât unul din Timișoara. Pot să vă spun că au făcut un studiu foarte bun. În anul trecut, prin aprilie, martie-aprilie, când i-am chemat să facem reactualizarea studiului, pentru că trecuse mulți ani și mi-era teamă că a sărit prețurile, au venit, ne-au făcut reactualizarea, nu ne-a cerut niciun leu și în trei zile din Timișoara, Târgu Jiu, am avut studiu pe masă în original. Fără niciun ban în plus. Fără niciun ban în plus. Așa, și am mers cu el la Ministerul Dezvoltării în Comisia Tehnică, mai multe comune. Acolo am fost puțin umiliți, pentru că a fost, eu știu, o necorelare a programării. Au venit unii cu niște relații, au intrat... Comisia Tehnică unde? Ministerul Dezvoltării. E o comisie tehnică din 12 membri din minister, oameni unși cu toate alifiile. Și am intrat în minister la ora 9 dimineața și eu am intrat în comisie la ora 10 jumate seara. Perioada în care am stat pe horul și ascultam și vedeam cum ieșea plângând, unii ieșea râzând, majoritatea plângând că li se respingea. Unii au stat 40-50 de minute, eu am stat 5 minute. Da. Eu cu proiectantul. Că de obicei, adică asta era regula, intra primarul cu proiectantul. Proiectantul a vorbit 3 minute, eu 2. Proiectantul i-a convins că e proiectul bun și au văzut că îl studiase cu câteva zile înainte. Și pe mine, când m-a întrebat ce mă determină să cer canalizarea, am spus, sunt o comună vecină cu orașul, am 600 de branșamente de apă, am 80% din gospodării cu băi, care fiecare folosește canalizarea cum poate. Și atunci mi s-a aprobat cu 12 voturi și am trecut... 12 din câte? Din 12. Am trecut imediat, am făcut contractul cu Ministerul Dezvoltării, adică dânsii ne-a trimis contractele, să le-am semnat, și am trecut la... Am încheiat contractul pentru proiectare. Am continuat cu aceeași firmă pentru că nu puteam să fac promisasem și ne-am făcut foarte repede proiectul. Ni l-a depus acum în toamnă, au fost foarte multe avize. Deși aveam avizele în 2008, a trebuit să le mai iau încă o dată și acum se pare că unele trebuie să le reactualizez pentru că am schimbat puțin o soluție. O soluție am schimbat-o în bine. Pentru că aveam lucrarea terminată, unele localități n-au putut cheltui banii la sfârșitul lui 2014 și pe 31 decembrie ne-a intrat banii în cont. Pentru? Deci, pentru proiectare. Deci proiectarea, avem banii, în câteva zile să fac o ședință de Consiliu vineri și în săptămâna viitoare putem plăti proiectarea. V-am spus, mai am câteva avize de clarificat, niște reavizări. Cât costă proiectarea? 1.400.000. Iar și banii lucrarea... de unde au venit? Au fost redirecționați de la alte primării, dar veniți da, de unde? Sunt niște, au fost niște localități care nu au putut cheltui banii și era normal. Ne-a chemat, se pierdeau. Și atunci cei care au avut lucrări. Da, de unde sunt echilibrare de buget? De la Ministerul Dezvoltării. De la Ministerul Dezvoltării. Da. Deci toată lucrarea asta se face pe Ministerul Dezvoltării. Noi lucrăm și dânsii ne achită facturile. 100%? 100%.
Avem și noi o mică cofinanțare care constă în studiul de fezabilitate care plătim și niște licitațiile și tot ce asta, dirigenția și nu așa de mult. Deci, oricum, pentru bugetul local este o sumă, dar nu grozav de mare. Dar cât e valoarea totală? 125 de miliarde. 125 de miliarde. Canalizarea. Vechi, toată comuna. Pe toată comuna. Toată comuna. Câte sate aveți? 4 sate. 4 sate? Inclusiv câte satul Horezu. În jur de 200 de gospodării. Dar satul Horezu e undeva la o cotă înaltă. Cum este. Procedați? Cum va fi? Sunt. Din punct deci, de vedere oricum, tehnic. Vor fi pompe? Există. Sunt pompe, stații de repompare, nu multe. Deci tot satul Turcinești și aproape tot satul Ruș și o parte din Cartiu avem cădere naturală. Și ce am realizat în ultima perioadă, de la studiu până la proiectare, fiind membru în ADIA și dând apa în exploatare la Apa Regio, o să dăm și canalizarea, am primit acceptul de la Apa Regio că ne preia canalizarea. Și în felul ăsta nu mai facem stație de epurare. Asta care vreau să vă întreb, unde va fi stația de epurare? Costuri. Nu mai facem, aveam terenul mergeți cumpărat, avem terenul pregătit. Apa Regio ne-a dat acceptul să dăm canalizarea în oraș și în loc de stație de epurare de câteva zeci de miliarde, facem o stație de repompare de 10 ori mai ieftină sau mai mult și repompăm în oraș și nu mai avem și nici nu mai ocupați terenul. Nu mai ocupăm, nu e vorba de teren, că era 1000 de metri, dar o stație de epurare la o comună este foarte complicată. Mi implică costuri foarte mari de întreținere. Eu știu, oamenii poate nu înțeleg și nu dau apa chiar așa cum trebuie. Apa care trebuie dată într-un râu unde ai autorizație, trebuie să o dai la parametri normal și e foarte greu de scos. Dar asta am realizat-o pentru că cu mulți ani în urmă, când s-a construit stația de epurare a orașului, am fost și întrebat și eu atunci și în master planul, am fost prins și am spus că, de atunci am spus că am acceptat ca să facă stația de epurare dimensionată și pentru mine. Motiv pentru care am fost primit. Altfel nu. Altfel și, nu s-ar fi putut. Și făceam stația de epurare, eu știu, poate și asta era o soluție, dar e mult mai complicată. Câți kilometri sunt de la centrul comunei Turcinești până în centrul Târgu Jiului? Sau până la marginea? Până la marginea sunt 5 km, 4. 4. Este comună vecină cu orașul, nu mai se poate pune problema. Deci, case mari frumoase, apă, canalizare, toate condițiile. Da, deci pot să spun că satul Turcinești aproape că este închis. Acum am mai făcut niște puzuri, încercăm când facem, reactualizăm pugul acum să mai introducem niște zone construibile. Am făcut 2 sau 3 puzuri care deja s-au ocupat toate. De asta am fost nevoit acolo și am făcut niște cheltuieli, pentru că la CES n-am găsit înțelegere, la Distrigaz mai puțin, dar merg foarte încet. A trebuit să facem noi și drumuri și extinderi de rețele electrice, gaze, apă, deci inclusiv cele care le-am extins, zonele extinse, am făcut extindere rețea apă. Deși eu eram în scandal cu apa și în procese, nu mi-a fost teamă, am știut că am fost corect și am lucrat corect și am mers în continuare și cu extinderea rețelei de apă. Da, vreau să vă întreb, că tot ziceați despre problemele care au fost cu rețeaua de apă. Era un dosar penal, era pe la DNA, pe la București, am fost toată ziua tot. Chemat, deci nu, la Târgu Jiu, la București. Dosarul meu cu apa, dosarul meu cu apa a fost la toate instituțiile abilitate în acest domeniu. N-a scăpat niciuna. Niciuna n-a scăpat. Câți ani are dosarul ăsta? E din 2009. Da. Din 2009-2010, cam așa ceva a început, dar toți și-au dat seama că sunt niște ambiții politice și s-a dat o soluție, s-a infirmat ultima instanță de Târgu Jiu, dar nu am nicio teamă și nici nu mă mai gândesc la acest dosar, pentru că știu că ultima soluție a fost a parchetului general, a fost prejudiciu zero și atâta timp cât nu-i prejudiciu, înseamnă că nu fapta nu a fost nu fapt. Fapta nu există. Pentru că nu se putea, adică au fost oameni care gândeau și de atunci unii m-au încurajat și a zis, n-ai nicio teamă, pentru că o lucrare proiectată și la 50 de miliarde și realizată cu 29, nu puțin, e un mai, furt. Puțin mai mult de, furt. Puțin mai mult de jumătate. Deci atât s-a realizat, munii au fost, n-au avut încredere, mereu cu apa asta potabilă, dacă nu mi-am mâncat zile, dar apropo de treaba asta, vreau să vă spun că atunci cu un grup de prieteni, când am discutat de canalizare și le-am arătat contractul, unul mi-a zis, ești nebun dacă te apuci și de asta. Ținând cont de ce ai pățit cu cealaltă, dar știți, la un moment dat când înveți cu ceva greu, parcă nu ți-e bine când o lași așa prea ușor. E prea ușor, așa monotonă viața. Fără senzații tari. Da. Dacă îmi primeați așa câte o citație, cum era? Nu, nu mai mi-era teamă deloc.
potriveam cumva și mă rugam de facturi să mi le aducă mie personal, să nu mi le dea acasă, că acasă eu știu, soția să mai speria. Apropo de apă, astăzi o colegă în primărie îmi povestea că a venit un om din satul Ruci, care a venit în satul Ruci și, nu știu, a avut o discuție de apă și ea nu înțelegea că zicea, nu, păi apă de unde ai? Păi, dar eu m-am legat la conducta lui Vasile. Și asta nu înțelegea ce înseamnă, de unde, de la vecin? Nu, dom'le, de la conducta. Și ei zicea că e conducta mea. Păi deci, la cât ați lupt? Asta m-a făcut să lupt și să am, pentru că cu atât rămâi dintr-o muncă de asta de primărie. Cu satisfacția că îi vezi pe oamenii că-s mulțumiți. Pentru că fostul coleg al dumneavoastră, domnul Daia, Marius Daia. A făcut casă în Turcinești. Știu. Și casă frumoasă. Și anul trecut nu s-a mutat pentru că nu a avut curent. Cineva din minister, pot să spun că m-a mințit. Știe și dânsul, a vorbit și dânsul cu el. Nu poate să spună că nu am muncit și n-am făcut tot ce mi-a cerut la București să-i dau, să mă obțin fonduri pentru această rețea. Un an de zile ne-a dus cu vorba pe amândoi. Câte case erau acolo care aveau era, nevoie de curent? Bine, sunt acum vreo 3 case, dar într-o casă se locuiește de 3 ani fără curent. Da? Și casă modernă. Dar mi-a părut rău și anul trecut am rupt din toate părțile, am făcut economii cât am putut și acum, înainte de sărbători, le-am băgat curent. 3 familii. Sunt mai multe, sunt 11 loturi. Deci 11 acolo loturi. 11 loturi, acolo se vor face 11 case, deja sunt începute. Dar 3 sunt deja construite. Dar 3 sunt construite și domnul Daia a venit. Acum am avut și o discuție mai dură înainte cu dânsul. L-am înțeles pentru că era supărat că aștepta să se mute de anul trecut și acum când a văzut și rețeaua de curent, și rețea de apă, și drumul făcut, nu asfaltat, dar l-am făcut totuși un drum omenesc, pentru că era în ultima perioadă, în decembrie, să circula prin mocile de 20 cm. Și a venit și a cerut scuze pentru ce mi-a zis înainte, dar eu uitasem. Da. Da, e un lucru mare că puteți totuși, că nu aveți, nu știu ce buget de mare, nu aveți activitate economică comunei. E bine că reușiți totuși să drămuiți banii de așa natură încât să rezolvați și problema asta pentru oameni. Că e normal, să asigurați ceva, utilitățile. Nu poți să dai înainte pentru că trebuie să faci economii. Și aveți un contabil foarte zgârcit, tocmai spuneați. Da, și de multe ori împreună colaborăm și ne facem cum să facem, știu că odată zicea, hai să luăm o mașină nouă. Și am zis, nu, dacă luăm o mașină nouă, ne înjură toți. Acum că o să zică că am luat mașină nouă. Uh-huh. Și am găsit o variantă mai bună, care nu m-a costat niciun leu. Ah, cea mai ieftină. Da. Păi deci cum? Se poate. Păi cum? Nu mai spun că am primit și o mașină prin redistribuire și da? Nu e nouă, dar e bună. Iau. Și tot așa merge, tot 4 roțare și cu banii care îi dăm pe una nouă, mai bine asfaltez o uliță. Da, e bine că eu am mers de la început pe principiu, stând de vorbă cu foarte mulți oameni și cunoscând foarte bine oamenii, și care au venit, deci sunt foarte mulți oameni veniți, inclusiv în satul Horezu, sunt oameni din oraș care au părăsit blocul și s-au mutat în satul Horezu. Pe azi, zic, domnule, la bloc muream de foame, iar aici am, înțin și o vacă, înțin un cal, un porc, am o grădină, am fructe și mă descurc. Și de la mulți am înțeles că cel mai important pentru o localitate este drumul și apa. Curentul, bine, curentul pot să spun că era mai ușor înainte decât acum cu partea electrică, da? E rezolvată, practic acum nu mai am decât o gospodărie și încă 2 care se formează, care n-au curent, dar o să încep acțiunea și pentru zona asta. Avem un mesaj care spune așa, sunt zeci de câini maidanezi în comună, nu ia nimeni măsuri. Nu sunt 10, sunt câțiva în jurul primăriei, am luat măsuri în continuu și mă sprijină niște organe care sunt abilitate în acest sens să-i mai colectez, dar eu știu, din răutate, nu știu, unii îi aduc, sincer să fiu, am văzut mai mulți în București câteodată, pe cât un cartier, decât la noi. La noi sunt puțin în centru acolo, pentru că, eu știu, sunt niște persoane care când vin în stația de autobuz le dă mâncare și când îi dă mâncare de 2 ori, vine fără să-l mai chem pe urmă. Da, sunt câini fără stăpân? Sunt așa? Sunt câțiva și fără stăpân, dar sunt și unii cu stăpân. Și care îi lasă liber stăpâni, Am mai luat măsuri, i-am mai chemat la primărie, am cu organul de poliție, i-am mai avertizat. Cred că o să fim nevoiți să-i mai și amendăm, pentru că nu se poate altfel. Dar nu e o situație așa de... S-a întâmplat să muște oameni, să...
S-a întâmplat, nu pot să spun că nu, că asta nu cred că... Da, cetățenii care au acei câini ar trebui să-i țină în curte, nu trebuie da, să... Da, acum, după acțiunea asta de care se face acum la veterinari, cred că, eu știu, o să-i mai determine pe unii să nu-i mai lase liberi. Ce da, anume, ce acțiune? Se face o microcipare a câinilor, dar, eu știu, merge cam încet, am văzut că oamenii sunt reticenți și poate unii din teama de a nu... De a nu fi amendați. Amendați, unii nu-i recunosc. Dar și ieri am văzut o emisiune cu domnul director Iliuță și vor lua și dânsii măsuri și cred că până la urmă o să intrăm în normalitate. Până la urmă cine are un câine trebuie să-și asume da, responsabilitatea. Eu știu, avem și niște legi. Eu știu, legea asta cu protecția animalelor, poate eu știu unii se supără, dar câteodată e prea, nu știu, nu-i bună. Adică, eu știu, ții la un câine, dar ține-l la casă, pune-l în casă dacă vrei, dar nu îl lași liber pe drum, îl ieși, pe urmă îi dai drumul. Păi tot legea protecției animalelor spune că animalele nu trebuie lăsate fără adăpost, deci fără hrană, adică dacă ai un animal domestic, trebuie să-i asiguri hrană și adăpost. Eu înțeleg, dar eu nu cred că îl întreții și nu cred că în țările de lângă noi mai civilizate, care am fost și eu așa într-o trecere pe acolo, și începând din Ungaria, Austria, Germania, Franța, n-am văzut câini pe drum, dar eu nu cred că dânșii au niște legi atât de dure ca noi, că dacă, să zicem, pe mine m-a prins că am, eu știu, am făcut cu un câine, l-am luat sau, eu știu, din greșeală l-am așa, îți face dosar penal și poți să ai necazuri. Deci, oricum, s-au folosit niște metode și cred că n-au fost atât de mulți care au sărit imediat când cineva ia o măsură să-i aduie sau să-i facă. Am încercat odată, i-am adunat. Păi dacă n-au chemat televiziuni, i-au filmat, i-au făcut, păi un câine nu se poate prinde, nu pot să mă duc la el să-l iau în brațe. Se prinde și el cu un aparat, cum se prinde peste tot. Dar, vedeți, sunt astea la noi. Sunt câteva persoane care îi alimentează. Și atunci am o doamnă care când vine din oraș, cred că știu câinii programul microbuzului. O așteaptă la microbuz și iasă cu plasa de pâine și le dă mâncare. Da, am văzut. Dar nu e o situație atât de dramatică cum e prezentată. Cum e prezentată. Da. Sunt, nu pot să spun că nu sunt. Haideți să mergem, nu zic, și la noi în oraș. Sunt peste tot, numai. Sunt peste tot, da. Mai avem un mesaj, sărut mâinile, întrebați pe domnul primar... Puțul a fost plătit la 305 metri și a fost forat la 184. Diferența a luat-o bunăiașul, iar câinii mai sunt și în cartiu. Și este un alt mesaj al altei persoane. Deci suntem foarte urmăriți, dragi telespectatori. Da, e cineva care cunoaște date tehnice, dacă a zis 184. În momentul în care dumneavoastră spuneați că a costat mult mai puțin lucrarea de alimentare cu apă, eu mă gândeam să revenim asupra adâncimii la care s-a săpat puțul, dar am zis să nu mai revenim, pentru că atâta s-a vorbit despre asta. Și ziceam că o să vorbim despre proiectele anului 2015. Toată pentru că avem un mesaj, haideți să facem precizarea asta. De ce s-a săpat așa, un puț a fost aceasta mai adâncime. Mic. Deci ca să o spun așa pe scurt, că dacă mă lăsați să o fac istoria ei, trebuie trei emisiuni sau două emisiuni carte, sau da. Trei. Deci când scrieți se face, când se face un studiu și un aviz, un proiect, se stabilește o adâncime. Apele Române sunt singurele care dau avizul pentru adâncimea și garantează că se găsește apă. Proiectantul a prevăzut o adâncime de 300, Apele Române ne-a garantat 7 litri pe secundă și nouă ne trebuia 5. Deci ca să ai 5 litri pe secundă, trebuie să ai un foraj care să aibă cel puțin 7 litri. Dânsii ne-a garantat că la 300 de metri vom avea 7 litri pe secundă. Când se procedează, când se face un foraj, este singura lucrare care unul nespecialist sau eu sau oricare din echipă și constructorul nu poate să o verifice, că aici nu e ceva palpabil, să mă duc eu să bag o sfoară, că așa propunea unul, să băgăm niște prăjini, să măsurăm forajul de 300 de metri. Acolo se fac cu niște aparaturi speciale, cu niște sonde, cu complicate. Și orice foraj, sunt comune care au avut la 300, n-au găsit apă, s-au dus la 4 și tot n-au găsit. Deci un foraj când se face la 300, dacă ajungi la 100, dacă ajungi la 2 și găsești apă, te oprești. Proiectantul dă dispoziție de șantier și spune, dom'le, avem debitul, acolo s-a produs o neînțelegere. După ce m-am convins că nu e bine, am chemat o firmă, deja începuse dosarul penal, toate verificările, toate s-au făcut, știind că e dosar penal. Nimeni nu și-a permis nici măcar un centimetru să treacă în plus sau minus. După ce m-am convins și eu că nu e ceva în regulă, am chemat o firmă specializată să-l măsoare,
l-a măsurat, după care a chemat o altă firmă specializată să-i facă debitul, ne-a dat scris la mână că are 15,4 litri, iar 15,4 litri pe secundă. Ne trebuia 5. De 5. Și Apele Române ne-a garantat 7. Deci spunea că o să găsim 7. Dar vă garantase la 300 de metri adâncime. La 300 de metri, dar nu contează, ci și ceva imprevizibil. Și dumneavoastră ați găsit la o adâncime mai mică, un debit mai bun. La 84 așa, sau 200, că sunt, că nu-i chiar, e 190, am găsit 15,4. Am făcut documentele și în cadrul parchetului general. Am recuperat suma, eu am recuperat suma de la constructor. Nu mă interesează ce are constructorul cu cel care a făcut contract să facă forajul. Deci au procese, s-au descurcat, eu n-am treabă cu treaba. Eu mi-am recuperat banii, Apele Române mi-a dat hârtie că forajul este poate bun, poate așa, funcționa, la adâncimea asta. Pentru că mulți n-au înțeles o treabă. Parametrii unui foraj nu constau în adâncime și cât e el de frumos. Constau în debit și calitatea apei. Categoric, e vorba de pătura, de pânza de apă freatică, da. Unde se află. Dovadă că acest foraj a funcționat, acest foraj, 3 ani sau cât am mers lucrare, am întreținut-o eu. Ajutat puțin tehnic de constructor, pentru că dacă nu făceam treaba asta, ajungeam paragină, se alegea praful și acum adversarii mei erau foarte bucuroși, pentru că acum ridicau, uitați că nu-i bună. I-am demonstrat că este bună. Eu am ținut acest foraj odată în funcție, pentru că m-au sabotat, mi-au făcut foarte multe lucrurile. Am ținut odată o pompă pe direct 14 ore. Deci o pompă care merge cu 5 litri pe secundă 14 ore, înseamnă că forajul ăla are apă. Și forajul nostru poate să mai dea apă la o comună. Da? Da. Deci asta a fost neînțelegerea. Și de asta a costat și mai puțin? Nu. A fost o diferență mică. Nu. Diferența e mică. Era diferența de vreun miliard acolo. Da? O sumă pe care am recuperat-o. Deci eu nu mai am nimic de recuperat. Dar, vedeți, din răutăți... Și rămâne și așa. Forajul rămâne la adâncimea rămâne, asta, este banii foarte bun, recuperat. Este foarte bun, funcționează de atâți ani. Și cu banii care i-ați recuperat, ce ați făcut? Cu banii care i-am recuperat și altă sumă, că eu am mai avut bani, din 50 de miliarde am mai avut și am și acum bani în cont, am făcut extinderea de apă și voi mai face o modernizare și o extindere. Na. Gata, ne-am lămurit. Și cu câinii din Cartiu? Din Cartiu. Așa. Da, deci știu, nu știu. Numai la primărie sunt câini, bă, da, frumos, da, sunt știu, și în Cartiu. Îi știu câinii din Cartiu, acolo sunt vreo 3 veniți și vreo 4 la vecini. Și un vecin, probabil, care a dat telefon, care le dă mâncare că le pare rău de ei. Dar nu sunt așa periculoși și trec și eu pe lângă ei câteodată, nu sunt cuminți. Da. Vin doar când iasă această persoană la poartă și le dă mâncare. Și în rest unde stau? În rest stau la el în grădină. Ah. Da. Păi să și asume. Da. Îi microcipați? Da. Și faci acolo crescătorii. Găsim soluție și pentru ei, dar nu pot să spun la televizor care este. O să conving persoane să le adopte. Se adopte. Da. Legal. Iată răspunsul pentru telespectatorul nostru. Bun, să continuăm cu, până nu mai vine alt mesaj, da. Să continuăm cu, în afară de canalizare, ce alte investiții mai faceți? Bănuiesc că asta e lucrarea mare cu banii atrași da, de la minister. De la minister și vreau să din fac o lucrare pe fonduri locale? Europene, pentru care așa. N-au apărut normele până acum, dar mă pregătesc. Așa. Deci, astăzi chiar am creionat puțin contractul cu un proiectant să facem un studiu de fezabilitate pentru un pod la Cartiu, un pod mic. Peste râul Cartiu, în apropierea casei Cartianu, casei muzeu. A, unde se trece prin apă. Unde acum. Se trece prin apă. Variante ies și pe partea cealaltă, dar e puțin mai ocolitar, e un drum mai îngust. Și după cum cunoaște zona Cartiu, și v-am drumul spus, nu e, nu vă prea... spuneam de acum 7-8 ani că zona Cartiu va deveni o zonă turistică. Am avut aveți dreptate. Și două pensiuni acolo, una sau două? Una funcționează de un an și ceva. Știu că acum de Revelion a fost multe familii din București, a fost plină pensiunea, care au venit, am fost și eu când, din întâmplare, am picat acolo când se tăia porcul. Ce frumos! Dar zona este foarte frumoasă, mulți din oraș s-au retras să-și facă căsuțe de vacanță sau mici pensiuni. Se mai lucrează acolo încă 3 pensiuni turistice pe fonduri europene. Nu-i chiar așa simplu, pentru că aici cel care o face pune 50%, iar zona Cartiu deja devine o zonă turistică. Pentru că zona este frumoasă, aer curat, nu sunt curenți, vara este răcoare, iarna nu-i prea frig, e aproape de oraș, dar e obligatoriu să ai drum, gaze, apă, curent, telefon, cablu, care sunt și în prezent.
Singurul loc acolo puțin care ștrangula trecerea era acest pod, pentru că se trecea prin apa. Și veți putea obține fonduri europene pentru asta? Da, deci pregătesc studiu, am luat certificatul de urbanism, sunt foarte multe avize și sperăm să obținem fonduri pentru acest pod. Și din bugetul local, ceva investiții mai mici, așa? Din bugetul local, mult nu mai mă întind, pentru că dacă încep canalizarea, am și o contribuție. Și contribuția față de proiect este foarte mică, dar pentru mine e mare. Cât? Sunt câteva miliarde. Cât? Nu știu, în funcție de cât o costa licitația, de cât o costa dirigenția, studiul l-am plătit, deci o să fie ceva cheltuiel, dar nu atât de mare. Deci un 4-5%. Da. Dar oricum, da. Proiectul fiind mare, v-am spus, deci contribuția noastră față de proiect e mare, dar pentru mine e destul de... Adică e mică pentru proiect, mare pentru mine, dar anul ăsta nu mă întind la prea mult. Vreau să am și eu acolo o rezervă, să nu pierd o lucrare, că nu am niște bani. În cât timp credeți că va fi gata canalizarea? Canalizarea se poate face și în anul 2015, dacă sunt bani, dar contractul e pe 3 ani. Contractul e pe 3 ani. Și începem de la pod, mergem în sus, partea o să De la podul peste Jiu. Da, de la limita cu orașul. Pentru că mă gândesc că, din punct de vedere tehnic, după câțiva kilometri, poate să devină funcțională. Pentru că cea mai mare problemă cu canalizarea este jumătatea satului Turcinești. Deci, din 4-5 km cât e Turcineștiul, jumătatea Turcineștiului este cea mai problematică. De ce? Pentru că e o zonă cu pânza de apă freatică sus, fosele nu prea funcționează și oamenii cheltuie foarte mulți bani pentru a aduce vitanșele. Unii folosesc în timpul ploiesc aproape și la 2 luni vitanșe, care costă câteva milioane. Uh-huh. Și în zona asta chiar oamenii solicită de mult în această canalizare. După canalizare, eu știu că mulți sunt supărați și pe drumul din Turcinești, îi cred, dar când am avut și eu discuții cu cei care răspund de acest drum, pentru că nu este, e drum județean, da? Adică drumul au central, avut dreptate, nu? Ce mi-au răspuns, am spus, ai răbdare, termină-ți cu săpăturile, pentru că n-am fost pe ideea asta niciodată. De exemplu, am făcut o extindere de curent, de gaze și o asfaltare la o uliță care, efectiv, acum câțiva ani era un șanț, pe care circula și apa și oamenii. În prezent este asfalt. Unde? Cu rigole, în centru civic, din lângă zona Țecui, spunem noi, unde sunt numai vile, 200 de metri, e o uliță lăsată în lateral de drumul județean. În prezent este curent, apă, gaze, asfalt și rigole. Și cei de la Distrigaz au întârziat, și motiv pentru care și eu am întârziat asfaltarea, pentru că acum când le-am explicat că dacă eu asfaltam ulița. Și pe urmă vedeam și o spărgeam și în lung și în lat. Nu-mi băteam joc de lucrare. Și cum m-am acuzat cineva? Au înjurat. M-a acuzat că am așa. M-au înjurat o perioadă. Vă bate joc de asfalt. E mai bine să te înjure la sfârșit și să te laude la urmă. Ăsta a fost principiul meu și pe care am mers și nu m-a bat de la el. În rest, cu școlile, eu știu, mici reparații, întreținere, igienizare... Ați intrat bine în anul școlar? Da, am intrat bine pentru că am făcut niște lucrări la școli înainte, am mers pe principiu să nu repar și să fac reparații capitale sau niște investiții la niște școli care nu aveau viitor. De exemplu, cu părere de rău, școala Cartiu, la care am ținut și am satul Cartiu, e satul meu de suflet acolo, deși aveam condiții bune în oraș, eu mi-am dat copiii la școala Cartiu. A fost o școală la care am învățat foarte mulți, o școală veche de peste 100 de ani. Cu părere de rău, anul trecut a trebuit să o închid. Și ce adică, veți face în școala asta? Nu, deocamdată așteptăm să vedem ce legi mai apar, ce zice și Ministerul Învățământului, pentru că acolo, eu știu, am avut toată o schimbare de destinație și m-au ținut un an jumate până am primit aprobare. Tot e bine că ați obținut-o, pentru că îmi spunea domnul primar de la Dănești că are, cred că, 3 școli care au fost închise și nu pot să schimbe destinația. Da, cum ați reușit de a schimba totuși de destinație? Am insistat, am dat telefoane, mi-a dat înapoi că să mai completez. Ultimele telefoane au fost puțin mai dur și după care am primit aviz. Da, și una jumate. Ce destinație ați dat? Am făcut un cămil cultural foarte frumos pe care oamenii îl folosesc la toate evenimentele și la bucurii și unde? La necazuri. La Ruci. Am înțeles. Și vedeți, școlile
Eu am bănuit că școala cardio, pentru că am stat de vorbă cu profesorii, cu directorii și se vede, eu știu, natalitatea și copiii scad peste tot, nu numai la Turcinești. Pus că la dumneavoastră, la noi, aproape la noi, de oraș, mai, mulți problema se duc în oraș, că, da, la școală, chiar dacă copiii, sunt copii. Copiii de la capătul satului din Turcinești sunt mai aproape de școala din Vădeni decât de școala din la Turcinești. Da. Sunt nevoiți să iau cu microbuzul ca să le creez condiții. În rest, școala Turcinești arată foarte bine, deci are peste 60 de ani. Cine a văzut-o arată exact ca o școală europeană, cu grupuri, cu gaze, cu centrală, cu bibliotecă, cu tot ce trebuie. Copiii învață la ciclu 5-8, i-am comasat cele două școli, Turcinești și Ruci, de mai mulți ani, avem microbuz, am menținut, menține școala primară la Horeș și Ruci, pentru că e foarte greu un copil mic să-l aduci cu microbuzul. Eu știu că teoretic mulți zic că s-ar putea, dar să vină să-mi spună cum să fac practic și o să fac. Pentru că, vedeți, spunea cineva, dom'le, un copil de-a întâia îl doare dimineața stomacul și nu pleacă, îl duce bunica la ora următoare. Dar dacă a plecat microbuzul, cu ce îl mai duce? Și plus de asta, la ora 12 îi pleacă, acum procedez așa cu cei de la cardio. Și e foarte greu, pentru că am un singur microbuz și acest conducător auto este și pe tractor. Și știți cu ce făceam înainte, acum ai măi, dacă norocul că n-am avut zăpadă, pentru că ar fi mult mai greu, el este liber între 8 jumate și 11 jumate. Ce să faci în 3 ore? Unde poți să-l trimit undeva în vâr de deal ca să rămână pe acolo și să nu pot duce copiii? De asta mai mă duc și eu și mai fac câte o... Vă mai duceți cu tractorul la dezăpezire. Mai fac câte o emoție la adversari. Știu că atunci când am filmat cu ani în urmă, da, am făcut și o... prima care ați... Da. Da, ați făcut chiar repetiții cu mine acum. Da. Chiar frumos. Și mă uitam acum când am postat pe Facebook că facem emisiune, am găsit fotografiile de atunci cu tractorul prin zăpadă. Da, e același mi-am tractor care funcționează și acum l-am îngrijit, cred că mai bine decât dacă era al meu. Am ținut la el foarte mult și deși are 10 ani, am plinit acum 10 ani. Aveți și remorcă pentru transportul gunoiului? Avem și remorcă, am demarat și problema cu gunoiul cu acest tractor. Am demarat-o, dar am schimbat-o pe altă metodă mai modernă pentru că rămâneam fără el. Dar și acum îl folosesc din plin la dezăpezire, la reparat uliți, la orice drum care l-am sătesc sau de tarla. Ce alte planuri aveți? Păi, pentru 2015. Pentru 2015 v-am spus asta, în primul rând. Vreau să insist acum la distrigat să-mi termine și acea extindere de rețea de gaze. Și, deci, astea două proiecte o să merg mult în 2015 pe ele. Deci, canalizarea și podul de la Cartu. Da, vreau să vă întreb cu cei de la gaze, dacă nu reușiți să le-ați plătit și banii, dacă nu reușiți să-i faceți să facă lucrarea, care e soluția? Trebuie să reușiți. Nu există altă soluție decât să o facă dânsi. Sunt singurii care îi dați în judecată și le cereți banii. Nu, o să ajungem acolo, o să o facă. Deci ceea ce eu știu, nu știu, eu credeam că la firmele astea, adică Distrigazul, Cezu, nu mai sunt ale noastre, dar eu credeam că dacă sunt francez, sunt cumva mai serios și cu birocrația mai mică ca a noastră. Uh-huh. E mult mai mare. Da? Da. M-am convins pe pielea mea, pentru că să cer atâtea documente, eu știu, am mai spus-o și poate câteodată nici nu vine să o mai repet, la investițiile care le-am făcut până acum a fost investiții micuți, într-adevăr, dar foarte necesare oamenilor. S-a făcut una în 3 zile și toată documentația și toate avizele și proiecte și studii a durat un an. Vai de mine. Deci, la care îi spui că durează atât, nu te crede, dar am la niște instituții date de pe 5 decembrie, le-am dat adrese, să-mi dea un răspuns. N-am primit nici astăzi. Mai stau și aștept să vedem. Au trecut 30 de zile ieri. Știu că odată un aviz cerut, dacă nu se comunică, era considerat favorabil, dar nu, eu vreau să fac exact ca la carte cu avizele, pentru că dacă la apă nu aveam totul legal și totul perfect, nu mai eram pe aici acum. Și da. Mă filmați în altă parte. Doamne ferește! Bun, păi ce să zic? E bine că continuați, cu toate că ați avut atâtea probleme și eu chiar mă miram câtă răbdare aveți și câtă tenacitate de a lucra în condiții întregi și de stres până la urmă și de teamă că, na, Doamne ferește,
Ați văzut cum zângăne cătușele peste tot. Să știți că nu aveam teamă decât câteodată când visam noaptea așa sau când eram așa între somn și deșteptare, atunci parcă puțin, dar când deveneam conștient și făceam o analiză așa și o făceam eu, dom'le, e bine, am făcut bine, nu mi-a fost niciodată frică. Și dovadă că am trecut prin la toate instituțiile, inclusiv la cea mai mare din București, a văzut că-s niște răutăți și a zis, faceți asta, luați-i banii de acolo, treceți-i acolo și am încheiat. Și dovadă că sistemul este bun pentru că funcționează. Dacă n-ar fi bun, știu că am avut acolo expertiză și un expert care a terminat mai demult facultatea când se învăța probabil mai bine și au făcut și puțină filozofie, a dat un citat la la o expertiză pe care l-a supărat pe un domn judecător, pentru că a spus că, domnule, un lucru dacă funcționează înseamnă că e bun. Deci eu am dovedit-o și am spus-o cu ani în urmă că sistemul este bun. Deci dacă eu l-am ținut în viață 3 ani, mai mult de unul singur, înseamnă că e bun. Acum a fost preluat de APA Regio și la preluare am avut probleme, pentru că și dânsii, aflând, văzând din presă tot ce se vorbea, un om care nu știa concret realitatea, eu știu, poate credea. Și când au văzut, a zis, domnule, noi ne-am gândit că e o problemă, dar când le-am arătat analizele, le-am arătat și eu analizele de apă, care le-am făcut de 3 ori și le-am făcut la instituții autorizate, la DSP numai la Sanepid. Nu le-am făcut la firme, nu știu pe unde, ca să dea niște rezultate așa la comandă. S-au speriat, a zis că pot să vă spun că apa din Turcinești este cea mai bună apă din județ. Avem nitriți, nitrați, fier, magneziu și ăsta avem 0. Da? Nici măcar limita care limita e admisă. Permisă. Deci avem 0. Aveți apă plată. Apă plată. Aș vrea să vă întreb dacă spuneți că în 2015, în afară de canalizare și de banii care trebuie să-i alocați pentru cofinanțare, nu mai faceți alte investiții. De ce mai e nevoie în Turcinești? Nu de alta, dar mandatul nu se termină acum și mai aveți treabă și în 2016. Da, mai aveam plan să... Și acești știu că a rămas unii dezamăgiți. Ce mai trebuie făcut în Turcinești? Mai am de asfaltat câteva uliți. Deci drumul comunal este asfaltat tot. O să insist pe lângă Consiliul Județean și pe lângă Consiliul Județean cu drumurile județene din comună să începem să le modernizăm, să le mai modernizăm, că ele sunt modernizate, da, s-au mai dus. Și v-am spus, am început și o să continui cu, când o să am bani, cu continuarea asfaltării ulițelor. Care ulițe sunt asfaltate? Păi în Turcinești mai am 2, am făcut 3, mai am 2, în Carpiu nu am niciuna, în Rugi am una mică, și în Horezu mai am 3. Pentru că în Horezu, practic, e mai mult de jumate uliți. Este o linie principală și 3 uliți. Uh-huh. Și pentru că în satul Horezu, eu am spus-o și văd că am avut dreptate, este aproape de oraș. E o zonă frumoasă. Am spus, s-au retras oameni de la bloc. Oameni nu din oraș. Oameni, eu știu, din alte zone ale țării care locuiau, pe la Rovinal sau prin Târgu Jiu, și au cumpărat gospodării mici, care nu au fost prea scumpe, și trăiesc foarte bine acolo. Și mulți din oraș care sunt au părinții la țară, s-au retras, adică s-au întors la părinți și și-au făcut case frumoase. Și unul mi-a zis, dacă nu era asfalt și apă, nu veneam. Corect. Pentru că un om vine cu mașina și nu știu dacă la oricine îi convine să vină cu mașina printr-un, o mașină de scumpă, să vină cu ea printr-un drum rău. Deci drumul este cel mai important. Și apa, la satele, cele de satul Orezu și o parte din Ruși care nu aveau apă. Apa aveți acum în toată comuna? Da, și apă. Și 24 din 24 de ore? Da. Da. Sunt ceva probleme vara, pentru că, vedeți, sunt, așa, eu știu, câteva perioade de secetă prelungită sau așa vara, pentru că mulți nu înțeleg o treabă. Peste tot, nu numai la noi în țară, peste tot în lume, apa potabilă este proiectată pentru a fi folosită ca apă potabilă. Și se calculează o cantitate pe membru de familie. Și pe animale. Dar nu pentru irigat. De băut. Dar nu pentru irigat. Pentru irigat. Că ea se proiectează niște conducte care, dacă te-a pus să uzi și via și pomii și folosești de 10 ori mai mult cantitatea care e prevăzută pentru o gospodărie, n-are cum să ajungă. Pentru că, efectiv, nu poate circula atâta apă prin aceste conducte. Și de asta se mai produce. Dar, eu știu, s-a mai scade potolit... presiunea. Nu mai este. S-a mai potolit în ultima perioadă, pentru că de când toată apa e contorizată, se plătește,
mai e puțin de umblat și aceea, dar în momentul în care se plătește și nu mai e degeaba, omul e mai cumpătat. Mai face economie, da, nu mai, da, lasă furtunul deschis. Degeaba, o lasă, am găsit situații când băltească. O lăsa cineva de făcea rău culturii în care o băga, dar fiind degeaba, sau se bucura să fie, da, să fie, da, multă apă. Da. Domnule primar, mai avem 3 minute de emisiune și aș vrea să tragem o concluzie legat de, știu eu, de activitatea trecută, prezentă și viitoare. E bine ce se întâmplă acum, bănuiesc că dumneavoastră veți spune da. Unde? La dumneavoastră în comună. A, eu zic că da. Da? A, nu mă refer la nivel național, că nu, avem treabă la dumneavoastră în Turcinești. De exemplu, am un mesaj aici. Bună seara, sunt un tânăr din comuna Turcinești. Vă rog, întrebați pe domnul primar dacă o discotecă nu ne face și în sat, pentru că avem nevoie de, că avem nevoie de 3 ani, nu avem niciun loc de distracție. Nu de 3 ani, de 2 ani. Am avut în mai multe rânduri discoteci în căminul de la Turcinești. Eu știu, cei care au venit, e și o poziție foarte complicată pentru că este în clădire cu școala și am avut în continuu probleme, dar fiind o discotecă mai la marginea orașului, eu știu, câteodată s-a făcut o selecție la discotecile din oraș și am avut probleme cu unii tineri care au venit din afară. Au ieșit scandalul, tinerii care vor să vină, să găsim pe cineva, am un cămin la Cartiu care poate fi amenajat, este bun și poate fi amenajat pentru așa ceva, și la Turcinești se poate, dar eu știu, eu singur nu le pot face. Dacă nu vin cu inițiative, să aducă... Nu, pază. Deci au, la Turcinești chiar a fost discotecă, în mai multe rânduri. Da, tocmai. Și a făcut odată un italian și a amenajat foarte bine subsolul și căminul din Turcinești, cred că e cel mai mare din județ. Dar eu știu, nu... Am avut multe probleme cu ele. Și ce trebuie făcut ca să nu fie probleme? Adică cel care vine și organizează trebuie să-și asigure pază, să facă exact ca la carte. Pentru că atunci, dacă să se face totul corect, să nu iese scandaluri. Rând. Și nu știu de ce, de exemplu, în satul Rugi, anul ăsta, în ziua de Crăciun, deși au fost unele voci care a zis că nu-i bine, că trebuie să organizez, că trebuie să facă, răspund. Eu știu, am pus-o în ședință de consiliu, am cerut părerea și am organizat cu tineretul din satul Rugi horă populară în satul, în căminul cultural de la Rugi. Unde a participat un satul și din alte sate. Și am făcut-o. Deci, se poate, deci tineretul să vină să spună, să vină la mine, să discutăm, să stabilim cum facem. Să faceți un program. Da, un program, să vedem pe cine găsim. Găsim un tânăr care, eu știu, care are o firmă, care are ceva, care poate să facă. Deci nu se poate face chiar așa cum se făcea odată, la cămin, horă și se gata. Se taie bilete, sunt mai multe. Da, sunt mai multe. Legislația de acum este foarte dură. Da, încă un mesaj, din păcate este ultimul minut de emisiune, putem spune și că s-a închis emisiunea. Zice cineva să faceți o școală mai bună. Școală mai bună în Turcinești? Da. Păi, să fac alta sau cum? Nu știu. Nu. Poate într-o emisiune viitoare, da, o să detalieze, da, să vină nostru. Cel care a dat mesajul, rog să vină la primărie, la mine, da? Și să vadă școala Turcinești, pentru că am mai avut cazuri când am umblat cu directoarea școlii prin sat să convingem pe cei care au copii în oraș și a fost câteva persoane mai apropiate care l-a chemat să vină să vadă școala și când a văzut școala a zis, vă rog să mă scuzați, eu n-am știut că e școala în felul ăsta. Ce școală bună avem, da, la Turcinești. Da. Domnule primar, mulțumesc pentru prezență, iată că a fost o emisiune interactivă, oamenii dau mesaje. Vă mai așteptăm la ENSA TV. Plăcere. Și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă asigurăm că încercăm să aducem aici în fața dumneavoastră cât mai mulți primari și cât mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice pentru a putea să intrați în legătură cu dânsii. Deocamdată, Aura Stoianescu vă spune la revedere.